Mulțumim frumos, domnule Iancă, vă rog frumos, poftiți. Mulțumesc, domnule președinte. Pun surcin comentariu, vreau să salut inițiativa de a selecta guvernatorul Băncii Naționale printr-o astfel de metodă transparentă care permite atragerea celor mai talentați compatrioți de ai noștri și din țară, dar și din afară. Și sper că această abordare, această procedură va fi extrapolată și asupra selectării asupra altor șefi de instituții regulatori, instituții de drept și așa mai departe. Doi, domnule Ciocle, aveți un CV extrem de impresionant. Vreau doar să vă felicit pentru curajul și de ce nu și patriotismul de a dori să reveniți într-o zonă atât de turbulentă. Ați văzut în această zi ce patime aici se derulează. Întrebarea mea ține de domeniul de supraveghere bancară, care după mine a fost cea mai deficientă și a generat aceste probleme, turbulențe, fraude și așa mai departe. Întrebarea ține de cum doriți dumneavoastră, cum intenționați să consolidați această capacitate, ce aveți de gând să faceți. Echipa, viceguvernatorul responsabil de acest domeniu, bănesc că va fi un actor cheie în echipa dumneavoastră. În unele țări știu că guvernatorul este desemnat de președintele Parlamentului, dar viceguvernatorii sunt pentru a menține un anumit echilibru desemnați de alte ramuri ale puterii. Poate ar fi cazul și la noi să procedăm așa, pentru a avea o pluralism de opinii și acest echilibru. Deci asta mă interesează cel mai mult, ce aveți dumneavoastră să faceți în acest domeniu. Mulțumesc. Deci, din înțelegerea mea, situația în Republica Moldova nu e numai o problemă de supraveghere, ci de reacție în momentul când semnalele de alertă au funcționat. Deci aici cred că am observat, ba mai mult, am impresie că la noi în țară legea devine din